Un caz cumplit de bullying la locul de muncă este închetat de procurori. Victima este un tânăr cu handicap, umilit și agresat vreme de 2 ani de câțiva colegi. Conform realitatea Pungro, tânărul de numai 23 de ani a crescut într-o familie de plasament de la vârsta de 2 ani, când părinții săi l-au lăsat în grija statului. Tatăl fusese și el crescut într-o casă de copii. Mama avea probleme psihice și mai avea două fetițe, ambele cu probleme medicale, scrie Adevărul Pungro. Nici David nu era sănătos, a fost diagnosticat din copilărie cu întârziere mentală și are și în prezent dificultăți de comunicare și de învățare. Dacă îl rog să pună farfuria în dulap, trebuie să-i spun și să-i arăt care dulap, altfel se pierde. Așa e el, dar e un copil foarte bun, prietenos. Niciodată nu a creat probleme, povestește fosta lui asistentă maternală care și în prezent îl îngrijește. A rămas cu noi pentru că îl iubim și ne iubește. Este parte din familia noastră deja, spune ea. În ciuda greutăților, tânărul cu handicap a terminat școala și chiar o școală profesională de brutar și patiseri, iar în urmă cu doi ani s-a angajat la o brutărie din localitatea Mădăras, unde și locuiește. Atunci a început calvarul, căci a devenit victima unui bullying la locul de muncă, fiind transformat în obiect de amuzament de câțiva din colegii săi. Profitând de faptul că mintea lui a rămas ca unui copil și că nu ripostează, tânărul cu handicap a fost pus să imite animale, primea palme și picioare în spate, în jurături. Bulingul a culminat cu adevărate cruzimi. Unul dintre colegii săi și-a stins de multe ori țigara pe spatele lui, iar un altul l-a ars pe față și pe gât cu un spray și o brichetă, convingându-l ulterior să spună șefilor și familiei că s-a accidentat de unul singur, pentru că și-a băgat capul în cuptorul de pâine. Abia atunci, spune asistenta maternală, au aflat despre toate traumele prin care a trecut. Incidentul s-a produs în după amiaza zilei de 9 septembrie, iar tânărul cu handicap a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2 la nivelul gâtului și feței, medicii legiști stabilind că are nevoie de cel puțin 20 de zile de îngrijiri pentru a se reface. Cumplitul caz de bullying se află în ancheta Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, dar și a parchetului de pe lângă judecătoria Salonta. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Bihor, comisarul șef Alina Fărcuța, cercetările s-au pornit pentru lovire sau alte violențe. Pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Vătămare corporală, închisoare de la 2 la 7 ani și influențarea declarațiilor, închisoare de la 1 la 5 ani. În ultimele zile, polițiștii l-au audiat pe tânărul cu handicap, i-au identificat pe doi dintre agresori, au ridicat înregistrările camerelor de supraveghere și au transmis solicitări specialiștilor pentru completarea raportului medico-legal. Concret, potrivit unor surse din anchetă, polițiștii au cerut evaluarea psihologică a tânărului cu handicap pentru a vedea dacă are nevoie de consiliere din cauza traumelor suferite ca urmare a bullying la locul de muncă, iar medicilor Legiști le-au solicitat să comunice dacă leziunile pe care le-a suferit băiatul sunt superficiale, ori vor lăsa urme pe toată viața, relatează realitatea